acest an pentru a doua oară, întrucât am plecat cu acest proiect în urmă cu 11 luni. Se întinde proiectul pe 12 luni, îl încheiem într-un fel în luna decembrie acestui an și am plecat prin mai multe județe ale țării. Am început de la București, Timișoara, am mers la Craiova, Vâlcea, Iași, Timișoara, Cluj-Napoca, Târgu Mureș și Constanța. Ne bucurăm pentru că în primăvară am venit la Craiova, asta este revenirea acestui an, unde de data aceasta, în partea a doua acestei caravane, discutăm cu medicii și pacienții despre importanța mișcării, despre importanța kinetoterapiei, despre importanța consultului stomatologic și ceea ce presupune acesta pentru persoana cu hemofilie și, bineînțeles, partea extraordinar de importantă a hematologiei. Cu alte cuvinte, am avut și avem la această întâlnire medici, avem pacienți, părinți și, bineînțeles, noi ca și asociație de pacienți încercăm să discutăm problematica hemofiliei și până una alta ne-am propus ca pentru această caravană să avem și un scop și o misiune a noastră. Și misiunea caravanei este luptăm împreună pentru zero sângerări. Pentru că știm cu toții, caracteristica hemofiliei este aceea de sângerare, fie că este spontană, fie că este ca urmare a unui traumatism. Sigur că lucrurile au evoluat între timp, au apărut tratamente pentru hemofilie, nu mai putem spune că în urmă cu 10, 15 ani, 20 de ani lucrurile sunt la fel, au evoluat, numai că, bineînțeles, că mai sunt probleme, mai sunt provocări pe care noi trebuie să le facem față, pe lângă tratament, birocrație, dar și aceste aspecte care țin încă de zona hematologică, stomatologie, de mișcare și, bineînțeles, alte situații cu care noi ca pacienți ne confruntăm. Ați luptat foarte mult pentru drepturile pacienților cu hemofilie, luptați în continuare și știu cât de implicat sunteți și asociația dumneavoastră. Care sunt principalele probleme cu care se confruntă pacienții în acest moment? Sigur că, în primul rând, ca pacient cu hemofilie și reprezentant al unei asociații, încercăm întreaga comunitate a pacienților cu hemofilie să dăm un semnal de alarmă mereu atunci când se ivește o situație problematică. Sigur că, în momentul de față, putem spune că lucrurile s-au îmbunătățit. Nu mai putem spune că nu avem tratament, dar, sigur, putem spune că acesta încă nu are un acces, nu fiecare pacient are acces la acest tratament pentru că distanțele încă sunt mari, medicamentele încă nu ajung exact la domiciliu, să zic așa, sau cât mai aproape de domiciliu pacientului. În primul rând, ce am descoperit noi cu ajutorul acestei caravane, ce probleme sunt, încă sunt dificultăți și provocări în ceea ce privește discrepanța aceasta care este încă una mare între centrele urbane mari și orașele mai mici, între pacienții care locuiesc la oraș și au această posibilitate și un acces mai rapid la tratament față de cei care locuiesc la țară sau mai departe de spital. Pe de altă parte, intervine aici și, sigur, și birocrația sistemului și a fluxului de a primi banii pe programul de hemofilie și până într-acolo încât să se finalizeze cu cumpărarea de tratament și ulterior livrarea către pacientul cu hemofilie. Iar pe de altă parte, sigur, și intervine și trebuie să ne asumăm și noi lucrul ăsta ca pacienți. Sunt și probleme care țin efectiv și de noi, pentru că există o aderență la unii pacienți destul de scăzută, adică pentru că trebuie să ne facem acest tratament injectabil. Sunt pacienți care și-l fac mai rar, pentru că fie că nu au abort venos, adică nu au mereu vene, pentru că e un tratament care se aplică intravenos, fie pentru că efectiv nu se pot deplasa atunci când au situații de sângerare la spital. Și încercăm împreună cu medici, împreună cu autoritățile, să găsim o formulă, până la urmă, și soluții pentru ca fiecare pacient să primească tratamentul necesar și să se trateze. Caravana de hemofilie a ajuns în Craiova, v-ați alăturat pacienților pe care îi ajutați să se informeze, să conștientizeze ce înseamnă această afecțiune. Ajutați-ne și pe noi să înțelegem ce este, de fapt, hemofilia.
Da, caravana de hemofilie este a doua oară în Craiova în decursul acestui an. Se vrea o întâlnire, o legătură mai strânsă între medic și pacienții afectați de hemofilie. Hemofilia este o afecțiune extrem de rară. Pentru hemofilie există terapie. E adevărat, costurile sunt foarte mari, dar în cadrul programelor de sănătate, accesul este extrem de ușor la accesul astăzi la tratament este extrem de ușor. Cam câți pacienți avem la nivel național, la nivel de județ Dolj? La nivel național sunt undeva la 800 de pacienți, 850 de pacienți cu hemofilie în județul Dolj. În tratament lunar sunt 10 pacienți, vorbesc de pacienții adulți, cu tratament intermitent sunt 20 de pacienți. Practic vorbim de 20 de pacienți adulți cu hemofilie pe județul Dolj. Pentru ei există astăzi programul național de hemofilie care alocă fonduri stricte, buget extrem de suficient, care le asigură terapia cu factorul care le lipsește. Pentru că hemofilie înseamnă o afecțiune a sângelui în care lipsește un factor al coagulării. Hemofilie A înseamnă că lipsește factorul 8, hemofilie B înseamnă că lipsește factorul 9. Boala este transmisă de la mamă și o fac doar băieții, doar persoanele de sex masculin și mama este purtătoarea genei acestei boli. Există, ne spuneați mai devreme, și tratament pentru prevenția complicațiilor acestei afecțiuni. Da, există la acest moment există profilaxie, există program de prevenire a manifestărilor bolii, ceea ce până acum câțiva ani nu se întâmpla. Practic, în trecut pacientul venea cu afectare articulară prezentă și se administra factor de multe ori în cantitate insuficientă din cauza lipsei fondurilor. La acest moment nu mai este posibil, nu se mai întâmplă așa, pentru că pacientul vine și își ia preventiv cantitatea de factor necesară și își ia cantitatea pe întreaga lună, astfel încât să nu mai apară asemenea evenimente hemoragice manifestate în cazul acestor pacienți, în special la nivelul articulațiilor mari. Ne spuneați de programul național prin care ei își primesc tratamentul de care au nevoie. Au existat sau există sincope, probleme în asigurarea tratamentului? Au existat, e adevărat. În ultimul timp, parcă mult mai rar, mult mai și de scurtă durată sincopele în aprovizionare. Ține lanțul, e destul de lung, destul de mare și atunci în unele verigi ale acestui lanț de la producător până la pacient implică casa de asigurări, implică spitalul, implică achizițiile de la spital și la un moment dat se pot apărea și mai apar câteodată sincope. O problemă pe care pacienții au prezentat-o și de care se lovesc frecvent este lipsa medicilor stomatologi care vor să îngrijească un astfel de pacient. Da, așa este. Este o problemă reală, deși la ora actuală există mulți medici stomatologi, chiar în centrele universitare, așa cum este Craiova, sunt destul de mulți medici stomatologi. Printre ei există această temere, în sensul că vrând să-i facă bine, poate îi face un rău. Totuși, zic eu că ar trebui, poate, prin Asociația Pacienților cu Hemofilie promovat un ghid
de îngrijiri orale, ghid care să fie cunoscut și de către medici, ghid care să cuprindă atât manoperele pe care le pot face pacienții acasă, cât și instrucțiuni pentru medici, la ce trebuie să fie ei atenți în cabinet. Și zic eu că în momentul în care medicii ar cunoaște aceste aspecte, ar ști foarte clar cât pot să facă ei în cabinetul obișnuit de stomatologie și cât trebuie să trimită mai departe la un medic într-un spital unde intervențiile se discută altfel.